Sunt coach și trainer pe relații de cuplu, iar în episodul de astăzi vom discuta despre 6 motive pentru care oamenii aflați în relație ajung să se despartă mai devreme sau mai târziu. Dar înainte de a începe, nu uita să te abonezi canalului de YouTube pentru a primi cât mai mult conținut pe tema relațiilor de cuplu. Și dacă consideri că videoclipul de astăzi este necesar să ajungă la cineva, nu uita să-i dai un share. Pentru că tot m-ați întrebat, pentru ședințele de consiliere puteți să-mi lăsați mesaj pe adresa de mail pe care o voi pune în descriere. Așadar, 6 motive pentru care oamenii aflați în relație ajung să se despartă. Primul motiv. Încă de la începutul relației, încântați de dragoste pe care ne purtăm unul celălalt, încântați de fluturașii în stomac pe care îi simțim, euforici fiind și cu norișor roz în cap sau deasupra capului, ajungem să nu mai ținem cont de detaliile importante care fac ca o relație să reziste pe termen lung sau care fac ca o relație să reziste. În primul rând, trebuie să ținem cont de faptul că pentru a avea o relație cât mai bună pe termen lung, este important ca încă de la început să ne alegem un partener sau o parteneră cu care să avem viziune asupra vieții comune. Ce înseamnă asta? Înseamnă ca pe termen lung noi doi să ne dorim aceleași lucruri. Foarte mulți dintre noi, în momentul în care intrăm într-o relație, nu ținem cont de acest lucru, ne alegem partenerul cu ochii închiși și fiind îndrăgostiți, zicem că toate ori să meargă de la sine. Noi așa ne așteptăm ca lucrurile să meargă de la sine în momentul în care intrăm într-o relație, ceea ce este complet eronat și greșit, pentru că lucrurile nu merg de la sine decât dacă le faci să meargă sau dacă printr-o nu știu ce întâmplare sunteți, habar n-am, suflete pereche sau știu eu, deși nu cred că există. Așadar, dacă vă doriți să aveți o relație faină, care să funcționeze pe termen lung, nu uitați să vă găsiți încă de la început, să vă alegeți încă de la început un partener sau o parteneră cu care să aveți viziunea asupra vieții comună, cu care să puteți face aceleași lucruri sau cu care să aveți aceleași dorințe pe termen lung. De exemplu, poate tu îți dorești o familie, el își dorește în continuare să fie burlac, da? Lucrurile nu o să funcționeze între voi doi pentru că la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, tu o să vrei să-ți întemezi familia, el o să vrea să fie în continuare cum este și până acum și o să vă despărțiți mai devreme sau mai târziu. Sau poate tu îți dorești copii, el nu-și dorește. Sau habar nu am, ție-ți plac rudele lui, lui nu-i plac rudele tale și mai departe. Pentru că în momentul în care îți alegi partenerul sau partenera, îl iei la pachet cu tot cu rude, cu tot cu familie, cu tot cu prieteni și așa mai departe. Dar este foarte important ca încă de la început să aveți viziunea asupra vieții comune, să vă doriți aceleași lucruri pe termen lung. Numărul 2. Pentru care oamenii ajung să se despartă sau al doilea impediment pe care oamenii îl întâlnesc în relația de cuplu și care îi face ca mai apoi să se despartă este orgoliul. Orgoliul este, cred că, printre cei mai importanți factori care duc mai devreme sau mai târziu la despărțirea în cuplu. Pentru că ce se întâmplă? În momentul în care și tu și el sunteți orgolioși și încăpățânați în același timp, este imposibil ca lucrurile să funcționeze pe termen lung. De exemplu, apare o neînțelegere, nu știu, ea trebuie să meargă la lucru și în weekend, tu îți dorești ca în weekendul acesta să mergeți la munte, da? Ea nu o să renunțe niciodată la job sau o să prioritizeze jobul și tu o să te simți dat la o parte, tu o să fii cu orgoliul cât casă și o să zici că nu se poate așa ceva, că ea tot timpul pune munca pe primul loc și așa mai departe, ea o să fie cu orgoliul cât casă pentru că o să zică că nu înțelegi, că nu ești niciodată acolo, că nu o susții și așa mai departe. Dacă amândoi sunteți cu orgoliile cât casă, este imposibil ca voi doi să ajungeți la un numitor comun, da? Așadar, pentru ca o relație să funcționeze, este important ca voi doi să nu fiți orgolioși în același timp. Nu zic să nu fiți orgolioși deloc, cum ar fi de preferat în relație de cuplu, dar măcar să nu fiți orgolioși în același timp și măcar unul dintre voi să știe când să renunțe pentru ca relația să funcționeze, adică să mai lase de la el. Dacă ea este orgolioasă, du-te și împac-o, lasă că nu trebuie să fii și tu la fel ca ea în același timp. Poți să ai și tu momentul tău de a-ți exprima orgoliul, poate, nu știu, peste 2 zile, 3 zile, dar niciodată nu fiți orgolioși și încăpățânați în același timp. Dacă v-ați certat,
Nu stați tu într-o cameră și ea într-o cameră și așteptați ca lucrurile să se rezolve de la sine sau așteptați mereu ca celălalt să facă primul pas, pentru că e posibil ca celălalt să nu facă niciodată primul pas și să aibă senzația că este necesar ca împăcarea să vină din partea ta. Tu crezi că împăcarea vine din partea lui, el crede că împăcarea vine din partea ta și nu o să vă înțelegeți niciodată, iar lucrurile acestea pe termen lung nu o să facă bine relației, mai devreme sau mai târziu, ajungând într-un, nu știu, impas enorm. Și amândoi fiind cu orgoliul activ, niciunul nu o să vrea să facă, nu o să facă drumul spre a vă împăca, spre a face ca relația să funcționeze, da? Numărul 3. Numărul 3 pentru care oamenii ajung să se despartă, sau factorul al treilea pentru care oamenii ajung să se despartă, este neîncrederea. În momentul în care tu nu ai încredere în partenerul tău sau partenerul nu are încredere în tine, mai devreme sau mai târziu din nou relația ajunge să se despartă, pentru că tot timpul o să fii suspicios sau suspicioasă, tot timpul o să te gândești că în momentul în care este cu prietenele, poate că de fapt se duce în altă parte, tot timpul când vrea să se ducă să-și viziteze familia, poate că o să te gândești că cine știe, pleacă, se duce, se vede cu altcineva și așa mai departe. Niciodată nu o să ai încredere în partenerul tău sau, din potrivă, niciodată nu ai încredere în ceea ce îți promite. Îți spune că peste 2 ani, nu știu, vă căsătoriți sau peste 3 ani vreți să faceți un copil sau peste 5 ani vreți să călătoriți în jurul lumii sau, nu știu, vreți să vă luați o casă și așa mai departe. Și în momentul în care tu nu-i dai încredere partenerului tău, nu-i demonstrezi că ceea ce spui și realizezi sau te ții de cuvânt pe termen lung, e inevitabil ca el să nu își piardă încrederea în tine. Iar încrederea pierdută de mai multe ori în relație de cuplu face ca aceasta să se destrame, pentru că cel mai greu este să recâștigi încrederea persoanei iubite. Odată ce ai trădat încrederea, este de muncă să ajungeți din nou la punctul de plecare. Și da, poate că prima dată, dacă s-a destrămat încrederea, s-a pierdut încrederea, cu greu poți să o recuperezi. Dar dacă se întâmplă lucrurile acestea și de 20, de 30, de 4 ori, e clar că la un moment dat persoana respectivă clar nu o să mai aibă deloc încredere în tine și relațiile nu au cum să funcționeze fără încredere între parteneri. Cred că ăsta este unul dintre cele mai importante lucruri care trebuie să existe în relația de cuplu pentru ca ea să fie una ușoară și non-toxică. Pentru că relațiile în care este lipsă totală de încredere sau o mare lipsă de încredere sunt relații toxice care, din punctul meu de vedere, sunt foarte greoaie și care sorb de energie ambii parteneri. Așa. Al patrulea lucru pentru care relațiile ajung să se despartă, să se destrame. Este neimplicarea. Neimplicarea sau nepăsarea. Adică, pur și simplu, ți se rupe de ce simte partenerul, de ce crede, de ce își dorește și așa mai departe. Partenerul sau partenera. În momentul în care se întâmplă acest lucru, ție sau lui, nu-ți mai pasă de relație sau de el, lucrurile nu au cum să funcționeze pe termen lung. Și nepăsarea poate veni din tot felul de forme sau poate avea tot felul de forme. Nu-ți pasă ce își dorește să mănânce, nu-ți pasă ce își dorește să facă pe viitor, nu-ți pasă dacă este sau nu supărat sau supărată, nu-ți pasă absolut de nimic de ce ține de partenerul sau partenera ta de cuplu. Iar pe termen lung, în momentul în care ai un partener căruia nu îi pasă de tine, este foarte greu să duci o relație. Așadar, pentru relații sănătoase, pentru relații frumoase și pașnice și ușoare, încercați pe cât posibil să vă implicați activ în viața partenerului. Numărul 5. Al cincilea lucru pentru care oamenii ajung să se despartă în relațiile de cuplu este implicarea membrilor familiei, rudelor, fraților, surorilor, părinților sau a prietenilor sau a colegilor de muncă în relația voastră de cuplu. Sunt foarte multe persoane care fac această greșeală și ajung să se despartă la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, pentru că în momentul în care aduci pe toată lumea în relația ta de cuplu, aceasta nu are cum să funcționeze. În momentul în care poate că ai o ceartă în cuplu, da? O neînțelegere, dacă tu te duci și te plângi la mama, te plângi la un coleg, la o colegă, te plângi la prieteni, ei o să-și facă o părere proastă, o impresie proastă despre partenerul sau partenera ta, iar mai apoi o să înceapă să te influențeze în ceea ce privește alegerile pe care le iei vis-a-vis de el sau de ea. Și pe lângă asta, să zicem că, nu știu, s-a întâmplat ceva grav în cuplul vostru, da? Treceți printr-un moment grav, să zic așa, nu știu, nu vreau să mă gândesc la ce s-ar putea întâmpla, dar sunt multe variante și tu te duci și te plângi la cea mai bună prietenă, da? Poate că tu ajungi să îți reconciliezi așa, să zic,
renegociezi relația de cuplu și ajunge să fiți din nou împreună și să vă înțelegeți și să fiți din nou fericiți, da? Dar prietena ta cea mai bună nu, sau prietenul tău cel mai bun nu o să poată niciodată să-ți ierte partenerul și tot timpul o să aibă de adăuga ceva când este vorba despre relația voastră de cuplu. Așadar, nu implicați celelalte persoane în relația voastră de cuplu. Nu mergeți să cereți sfaturi prietenilor, părinților, colegilor de muncă în momentul în care întâmpinați dificultăți în relația de cuplu, ci dacă simțiți că aveți nevoie, mergeți și cereți ajutor specializat. Cereți ajutor din partea unei persoane care într-adevăr cu asta se ocupă, care într-adevăr știe cu adevărat ce să vă spună pentru a face ca voi să funcționați în relația de cuplu și să nu o destrămați mai tare decât se poate. Și al șaselea lucru pentru care oamenii ajung să se despartă, printre multe altele, sunt foarte multe motive pentru care oamenii ajung să se despartă, dar eu am enumerat doar o parte din ele pe care le-am considerat mai importante. Al șaselea lucru este infidelitatea. În momentul în care tu sau partenerul de cuplu sunteți infideli, relația o să se destrame. Asta dacă nu aveți, nu știu, interese care nu țin de neapărat de relaționarea dintre voi și pur și simplu vă doriți să păstrați aparențele. Poate că ea sau el are bani și tu te bucuri de ceva foloase, să zic așa, de pe urma lui, da? Sau poate că, nu știu, aveți copii împreună și vă gândiți că vă sacrificați relația și viața și așa mai departe de dragul copiilor. Dar asta nu se reziste pe termen lung. Așadar, în momentul în care apare infidelitatea în relație, este necesar, dacă vă doriți ca relația să funcționeze și să funcționeze ca o relație sănătoasă, ușor de dus și de simțit, cereți ajutor din partea cuiva care se pricepe. Puteți renegocia relația, puteți să vă recăpătați încrederea în partenerul de cuplu, puteți să rezolvați orice în relația de cuplu atât timp cât amândoi vă doriți acest lucru, atât timp cât amândoi vă doriți ca relația voastră să funcționeze. Este important să aveți încredere unul în celălalt și de fiecare dată când întâmpinați dificultăți în relația de cuplu, discutați împreună problemele și țineți cont, nu sunteți unul împotriva celuilalt, ci sunteți amândoi împotriva situației care a fost declanșată în relația voastră. Asta este tot, până data viitoare, nu uitați din nou să vă abonați canalului de YouTube. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și sper din suflet să vă ajute cu